Bună ziua, ce aveți gustos pe aici prin magazin? Avem tot ce vreți avem, ia că uitați-vă. Cum așa, chiar tot ce aveți? Da, tot ce nu este ceva care și de aici nu și... Nu cred, și aveți carne de veveriță? Avem 10 feluri de veveriță, avem veveriță ctoaia, de cele clonate, modificate, genetic, pare tare gustoasă. Dar limbi de balenă? Avem frigiderul plin cu limbi, dacă vreți să avem, uitați-vă acolo. Dar și aveți și limbi de șerpi? Avem și de șerpi, și de șopârlă avem, și de holub, și de caprioară avem tare bune, și de arici, de vulpi, avem și trompă de muscă dacă trebuie, și de țânțar avem ași, de vijespi, de alghini, avem și limbă de leu, de tigru mai este așa, și mai este, așa este de rechin, de broască, țăstoasă, limbă de bufniță avem, de crabă. De crabă și are limbă? Are el vreo 3, dar nu se văd. Ia că dacă vreți avem limbă de elefant aici, de râmă, de crocodil, de stat, de delfin, de... Și de stat? Da, limbă de stat. Cum adică limbă de stat? Și n-ați auzit de stat? Am auzit, dar și... Păi cum... este așa un animal. Animal? Da, animal. El așa stă toată ziua și nu face nică, dar mănâncă tare mult. Se cheamă stat, așa de atâta că stă toată ziua. Așa e tarcat, că auzea, numai că e tare gras. Dar n-am știut. Și cum e limba lui? Așa e deschicat în două, ca la cobră, o leacă e aspră, dar e tare dulce. Și dacă o amestecați cu, zicem, mai multe limbi și puneți niște usturoi, așa, ies tare, tare bun. Bun, dar dați-mi vreo 2 kg de limbă de asta de stat să-mi cer și eu și mai dați-mi și un borcan de icre de meduză. Bun, ia cam așa facem.